de sâmbătă astăzi. De fapt, este o frumoasă noapte de sâmbătă deja, pentru că este chiar 10 seara. Am fost puțin pe la cumpărături cu soțul, sora și cumnatul meu. Bine, pe la cumpărături. Nu ne-am mai văzut, n-am mai ieșit noi patru și am ieșit să mâncăm la mall. Așa că fiind la mall a trebuit să intru pe la Pepco, pe la DM, pe la BBT. Însă am fost foarte, foarte cumpătată. Asta pentru că așa mi-am propus în ultima perioadă. Eu din fire sunt mai cumpătată, deși aici vă arăt o mulțime de lucruri și poate mi-ați spune că cum ești cumpătată, că aici vii tot timpul cu noutăți și cu tot felul de lucruri. Și prin prisma jobului, cu ghilimelele de rigoare, am posibilitatea să vă arăt foarte multe lucruri aici, însă, repet, eu nu încurajez niciodată consumerismul. Deci eu în momentul în care vă arăt vouă niște lucruri aici, nu înseamnă că vreau să vi le cumpărați și voi sau că trebuie să vi le cumpărați și voi sau că vi le bag vouă pe gât în vreo formă. Nu, vă arăt noutăți, împărtășim, ne inspirăm unii de la ceilalți pentru că despre asta este vorba aici, dar nu încurajez sub nicio formă cumpăratul obsesiv, compulsiv, instinctiv, pentru că are X, trebuie să am și eu. Da, dacă îți permiți, dacă îți aduce bucurie, dacă îți trebuie lucrul respectiv, just do it, fă ce te face fericit, atât timp cât nu lezezi pe cel din jurul tău. Dar să știți că nu încurajez cumpărăturile astea în continuu, aiurea așa, în dorul elii, pentru că trebuie. Așadar, nu o să vă arăt foarte multe lucruri astăzi. Am luat fix ce îmi trebuia. Bine, mi-am luat și niște medicamente pe care nu o să vi le arăt aici, dar să vă povestesc așa. Asta o să fie un videoclip, o șezătoare, un hol de cumpărături cu un pic de story time, așa. Asta pentru că acum stau pe jos aici, trântită, deși ar cam trebui să mă rezăm puțin, am obosit. Pentru că ieri, vineri, când am postat eu daily vlogul pe care voi deja l-ați văzut, ăsta cred că va intra la voi vinerea cealaltă, ca și cum. Astăzi este 20, deci asta înseamnă pe... În fine, nu stau să calculez, să fac vreo gafă aici. O să vedeți la vreo 5-6 zile distanță de... video de daily-ul pe care deja l-ați văzut. Nu știu de ce mă pierd eu în detaliile astea total irelevante, în fine. Cert este că am rămas anchilozată de mijloc. Dar așa durere de spate n-am mai experimentat de foarte multă vreme. Nu cred că mi s-a întâmplat vreodată treaba asta. Cert este că am rămas pur și simplu cocoșată. Nu mă mai puteam îndrepta deloc. S-a auzit un crank la mijloc, ca și cum s-a, nu știu cum să explic, s-a răcăit așa os pe os și nu m-am mai putut îndrepta câteva minute, iar de atunci umblu cocoșată, efectiv cu capul așa în față, pentru că dacă încerc să mă îndrept cu totul, mă doare atât de tare și mi-amorțesc și picioarele și mă doare până și în creștetul capului. Nu știu ce s-a întâmplat, o să văd zilele astea. Mi-am luat ceva pentru dureri reumatice. O să văd zilele astea. Dacă nu o să fie în regulă, o să merg la medic, dar sper să fie în regulă. Eu nu încurajez treaba asta cu să nu mergeți la medic. Eu sunt genul acesta care nu merg la medic pentru orice problemă. Nu știu dacă este neapărat ok. Nu încurajez, repet, treaba asta. Dar eu, dacă simt la un moment dat că nu sunt în regulă, da, o să merg. Dar până atunci sper să... Adică totuși sper să nu fie nevoie. Acum sunt ok dacă stau în poziția asta, dar în momentul în care mă ridic, bine, până mă ridic de aici, va dura ceva. Și acum cât am fost plecați prin mall, am mers vai de capul meu, m-am ținut de sora mea. Ba chiar ea spunea că are un deja vu, așa, parcă... Și se pare că trăiește puțin în viitor cu mine băbuță, ținându-mă de ea. Diferența dintre noi două este de 9 ani. Așadar, ea zicea că are, o neliniștește teribil faptul că are un deja vu, adică eu ținându-mă băbuță așa de ea, m-am ramolit. Asta este concluzia. Dar da, sper să îmi revin. Acum stau, deci dacă mă foiesc, să știți de ce mă foiesc în continuu. Voi sunteți aici, bănuiesc că pentru haul, nu pentru poveștile mele. Dar având în vedere că nu sunt foarte multe lucruri, am spus să vă mai și povestesc una alta
da, cum vedeți, genunchiul. Trebuie să-mi găsesc poziția aia bună. Să vedem, avem așa, Diem, Pepco, Bebetei și Nespresso. Da, am luat câte 2-3 lucrușoare din fiecare loc pe care vi l-am arătat, mai puțin de la Nespresso, de unde am luat o singură cutie dintre aceasta de cafea, Barista Creations Caramelo Flavored, sper că se vede acolo. Ce-mi place la Nespresso este faptul că ei au deschis și un magazin, au o insuliță în Vivo, unde poți să te duci să și deguști cafeaua pe care o cumperi, iar eu am văzut dintr-o ediție limitată tot Barista Creations ceva cu zmeură și am gustat cafeaua, nu e rea, are mirosul ăla de zmeură, foarte interesant, sunt cam ciufulită și am și un corn aici în frunte, căci de ce nu? Ce să facem? Asta este. Ia stați-mă un pic așa, stau eu să mă chinui cu ciuf în toate direcțiile, că deja este seară și bănuiesc că voi mă veți tolera și cu părul prins. Nu cred să fie vreo problemă, nu? Gata, mai prezentabilă, zic totuși. Da, vă spuneam de caramelo flavored ăsta. Nu l-am mai gustat, dar astea cu caramel sigur îmi plac. Cea cu zmeură am gustat-o atât eu cât și sora, dar și cumnatul meu, că soțul nu este prea băut. Adică nu e băutor de cafea deloc. El nu bea cafea de dimineață. Nu știu cum este posibil să nu bei cafea dimineață. E plăcerea mea. E plăcerea mea, efectiv. Eu pentru asta mă trezesc și pentru asta mă trezesc. Glumesc, dar da, este o plăcere. E un ritual de dimineață să-mi beau cafeaua. Nu am timp să-mi beau cafeaua acasă. O beau când ajung la birou, bineînțeles, printre picături și 100.000 de task-uri și de strigăte și de adumi, fă-mi de ia aia, dă-mi aia și aia l-altă. Dar reușesc să-mi beau cafeaua și chiar și așa, lucrând printre picături, cafeaua de dimineață pentru mine este ritualică, într-adevăr. Dar în weekend îmi beau cafeaua acasă. Așadar, mi-am luat-o pe asta cu caramel, iar pe cea cu zmeură, așa cum vă spuneam, nu prea mi-a plăcut gustul foarte, foarte tare. Din Pepco am luat așa, o ceară parfumată, aceasta, cu vanilie. Eu am mai avut-o de 100 de ori pe asta, 7,50 lei a fost. Este un miros de vanilie foarte natural, nu mi se pare deloc chimic sau... Nu știu, n-aș vrea să spun contrafăcut mirosul, dar nu e mirosul ăla chimic, e un miros foarte normal, foarte natural, de vanilie, de înghețată de vanilie, de o cremă de prăjituri dintre aceea de vanilie. Foarte, foarte mult îmi plac, foarte mult îmi place, de fapt, ceara asta de la Pepco și numai cu vanilie mai avea. Nu mai avea nici pe cea cu titri, nici pe cea cu piersică și dacă vă vine să credeți, le-am încălzit în disperare și le-am terminat. Eu ard foarte multă ceară, la mine trebuie să miroasă întotdeauna frumos în casă, așadar le-am terminat, mai am doar ceară de la Sinsei, cea cu tonka parcă și tot ceva cu vanilie, dar soțul zice că aceea de la Sinsei miroase a... când începe să miroasă în casă, când se încălzește foarte tare, miroase a popcornul acela cu unt, dar pe care îl faci la cuptorul cu microunde, deci nu e foarte tare. Asta, în schimb, îmi place mult. Și am mai luat un set dintre acesta cu 32 de pastiluțe de lumânărele, 10 lei, cu fructe. Uite, așa este, miroase a fructe. Bine, astea nu miros ele, cine știe ce, dar nu pentru astea le iau. Din DM am luat din gama proprie Denkmit, ăsta, șervețelele pentru parchet, de care vă tot spun că le recumpăr de când am înțeles ideea că nu trebuie să fie foarte îmbibate cu soluție șervețelele pentru parchet, pentru că trebuie să cureți parchetul, nu să-l distrugi, nu să-l umfli, așa cum am făcut eu cu bucățele din parchetul din casă, cu părticele, cu zone, din cauza șervețelelor de la Swiffer, care sunt extraordinare, sunt foarte bune, sunt îmbibate cu soluție, nu lasă urme, nici astea nu lasă urme. Miroase foarte frumos soluția, sunt printre cele mai bune șervețele, foarte scumpe, într-adevăr, pentru, după o mila mea părere, sunt destul de scumpe.
Însă, cele pentru parchet alea sunt foarte bune pentru gresie, dacă aveți în casă gresie, pentru faianță, să ștergeți prin baie, da, minunate. Dar pentru parchet sunt, nu. Vă rog eu frumos, nu dați cu alea umede pe parchet în disperare, dați când și când poate vreți să refreșuiți sau stoarceți-le foarte bine. În schimb, le demonizam eu înainte pe astea, spunând că nu sunt foarte îmbibate și că nu sunt foarte bune, dar nu, așa trebuie pentru parchet, nu trebuie să fie foarte îmbibate, trebuie să curețe, iar astea curăță foarte bine, miros bine, adună tot praful, nu udă foarte tare, dar umezesc. Și nu că le-am dat de gust, că nu le mănânc, dar le-am descoperit și îmi plac, le-am redescoperit. De fapt, 10 lei, 15 șervețele și le tot recumpăr de atunci. Și am mai luat și Asevii Sensations, varianta aceasta luxury, pe care am descoperit-o la mama, acum când am fost la țară. O aveai acolo și miroase... Miroase foarte elegant. Mă duce cu gândul la Semana, acela albastru, parcă puțin, cu negru și cu albastru, pe care îl foloseam eu în disperare în studenție. Este și acum. Spune ei 60 de spălări. Nu mi-a ajuns niciodată, cred că 60 de spălări, pentru că eu pun în disperare. Dar îmi place. Am spus să mai schimb, să mai schimb peisajul, că îl tot cumpăram și recumpăram pe cel... cu floare de tiară și fructul pasiunii, ceva, cel roșu. Vi l-am arătat în Empties de un milion de ori. Iar din bebetei, că doar bebeteiul ne-a mai rămas, am luat să bem în mașină, dar n-am mai băut-o, că am băgat un portbagaj, cutiuța asta de suc. El spune că este suc natural, Ana are mere, suc de mere, 2,50 lei au fost trebușoara asta, dacă e bun, mai luăm, dar luasem-o pentru în mașină, efectiv, să bem, dar băgându-l în portbagaj, n-am mai băut. Soțul a luat anason selat, de câte ori mergem el ia, zic, dar să știi că vine primăvara, vara, nu mai vine Crăciunul acum curând, mai e ceva timp până atunci, nu mai facem niciun DIY, nu vrem să mai miroasă anason, vin fiert și toate cele prin casă, dar el își face provizii acolo ca un hârcioc, lasă fie. Și a luat un din ăsta, bonurile le-am aruncat, să știți, așa că nu știu prețuri. Nucșoară. El are o tradiție, de câte ori merge în BBT, el este setat, anason stelat, nucșoară și toate condimentele. Dar văd că de data asta a luat numai anason stelat și nucșoară el. Eu am luat chia, să văd cum o să fie asta, de la Herba Sana. Cred că 5 lei a fost asta, 100 de grame. În ultimul timp, mie mi se pare că variantele mai mari de chia sau chia, cred că chia se spune corect, vă rog politicos să mă iertați, din câte am înțeles, chia se spune corect. Vreau să fac cu lapte vegetal și așa pentru dimineață, cu niște feliuțe de banane deasupra, îndulcită cu puțină miere sau cu puțin siropel de la de cafea. Eu pun siropel din ăla de vanilie, caramel sărat, le am pe cele micuțe de la Five to Go și îl mai am pe cel cu alune de pădure de la Lidl. Și poți să îndulcești fără nicio problemă, că nu scrie nicăieri că alea sunt neapărat pentru cafea. Putem să facem polivalente și produsele pentru ceva anume, să le folosim în mai multe scopuri. Așadar, am luat chia și o să-mi fac pentru dimineață. Soțul nu e cu din astea de dimineață iaurțel cu nu știu ce și alte nebunii. Nu, el dacă bea dimineață iaurt, bea Sana, bea Activia, eu cu iaurțelele și cu deserturile astea de dimineață, cu micurile astea de dejun. Iar tot din bebetei am luat lactacid, cred că este, loțiune intimă antibacteriană, gel intim practic, dar hai mă, focus, sper că nu este un subiect tabu, că vorbim aici de subiect de gel intim, sper că nu lesez pe nimeni, sper că nu vă deranjează și sper că toate folosim gel intim, pentru că așa ar trebui. Este o gamă special concepută pentru igiena intimă zilnică, îmbogățită cu ingrediente active naturale, cu beneficii terapeutice, acid lactic natural și cu pH de 3,5, reface echilibrul natural, măi ce am, de fapt ce să am, 10 și jumătate aproape, și protejează zona intimă. O să vedem cum o să fie, am mai folosit parcă de la Lactacid
Ia să vedem cum arată în interior. Uite așa. Da, n-are pompiță. Asta e partea nasoală, să zicem. E că nu are pompiță, dar asta este situația. Chiar o să-i arunc cutia și o să-l pun direct la baie. Și cu asta am terminat. Am fost foarte cumpătată, așa cum vedeți, nu sunt foarte multe lucruri și nu am luat nimic din ce nu mi-a trebuit. Pentru că aș mai fi putut lua niște lucruri din Pepco, niște farfuriuțe, niște nebunii, dar m-am abținut. O să vedem pe viitor, o să luăm, le luăm pe toate pe rând. Ideea este că de data asta chiar am vrut să iau doar ce am nevoie. Asta pentru că, Doamne, am înțepenit. Asta și pentru că nu aveam, sinceră să fiu, răbdare să stau pe la magazine, pentru că stăteam cocoșată și mi se pare că absolut toată lumea se uita la mine și dacă nu stăteam cocoșată, ori mă sprijineam de sora mea, ori mă sprijineam de soț. Acum, dacă se poate să veniți să mă ridicați de aici, eu v-aș fi tare recunoscătoare. Să vedem cum și când reușesc și câte manevre trebuie să fac să mă ridic de aici. Merg să fac o baie fierbinte, deci este chiar 10, nu știu dacă vedeți voi acolo, că e invers, dar este 10 și 20 seara și astăzi, sâmbătă, nu m-am odihnit absolut deloc, așa cum mi-aș fi pronunț, ce-am spus, cum mi-aș fi pronunț, Doamne, nu sunt în toate apele, cum mi-aș fi propus, dar o să mă duc să fac o baie fierbinte și gata, vă las. Ne revedem data viitoare cu un nou videoclip, iar până atunci eu vă doresc toate cele bune și să nu anchilozați ca mine.